Raul Maricău, un fundaș cu multe meciuri în prima ligă. Centrarea lui Herrea, mingea deviată și este autogolul jucătorilor din Tulcea. Iată, Rapidul deschide scorul foarte rapid. Centrarea lui Herrea, deviată pe poartă, cred chiar de Maricău. Rapidul deschide scorul foarte, foarte repede la prima fază. O minge deviată de Mișel Ricu. Mișel Ricu îl păcălește pe portarul Cristi Stoicescu și Rapidul deschide scorul în Giulești. Este 1-0. Cât de ciudată este atmosfera din Giulești. Ironiile continuă la adresa băților lui Marian Rada. Execută Herrea și respinge Stoicescu. Herrea cu o centrare din nou deviat și din nou autogol. Incredibil! Două goluri trase la Indigo pentru cei de la Tulcea. Două autogoluri. Fenomenal! Stoicescu se uită și nu-i vine să creadă. Din nou autogol. Din nou o centrare de pe banda stângă. De această dată Nicu Crețu este cel care a împins mingea în poartă. Este minutul 21. Nu pot să cred că announcerul stadionului Giulești îl dă pe Goga, autorul golului. Este un autogol evident. Contraatacul Rapidului de această dată cu Roman. Roman, pasă bună pentru Goga. Goga se complică. Goga șutează. Gol! Golul lui Goga. Minutul 23. 3-0 pentru Rapid. Nu se mai poate întâmpla nimic în mod normal. Rapidul și-a făcut meciul ușor, profitând de marile gafe din defensiva celor de la Tulcea. Exact cealaltă și portarul Stoicescu, două autogoluri. Rapidul conduce cu 3-0. Bravul portar al celor de la Tulcea, Stoicescu, a apărat un penalti, dar cu asta va rămâne din Giulești cu siguranță. Continuă însă războiul fanilor cu jucătorii. Se strigă campionii din tribună. Vișean Crețu, pasa lui Coconașu și o fază din nou foarte importantă pentru Tulcea. Gol! Ce ratare! Fază superbă făcută de Daniel Florea, care și-a bătut joc de Avrudan. L-a întors pe toate fețele, iar apoi a ratat o ocazie uriașă. Autorul golului din penalti, Florea, foarte aproape de o nouă reușită în Giulești. Nu a ieșit la offside, dar Brudan a făcut totul cum nu se putea mai prost pentru echipa sa. A Brudan nu are față de Rapid, asta e foarte clar. Meci ciudat în Giulești, unde fanii pe tot parcursul partidei au contestat echipa. Roman scapă singur. Roman față în față cu Stoicescu, nu reușește să marcheze. Daniel Pancu, lobul nu iese. Din nou Pancu cu un lob și este gol până la urmă, marcat de Daniel Pancu în ultimele secunde de prelungire. Pancu face 4-1. Totuși nu pot să înțeleg cum arată Roman în această situație, dar nu mai contează. Rapidul se califică în sferturile de finală ale Cupei României Timișoreana. Pancu ratează și el odată, a doua oară însă găsește soluția de finețe. Lob cu exteriorul, direct în vinclu. El este Daniel Pancu, capitanul Rapidului.